Unul din motivele pentru care eu am vorbit de vulnerabilități la adresa Securității Naționale datorită mass mediei a fost legat de ceea ce face trustul intact. Uitați-vă câți la chei are acolo, care de dimineață până seara nu mai mint. Când ai o asemenea forță mediatică ce este îndreptată spre dezinformarea populației, trebuie să ții cont că la un moment dat, picurând de dimineață până seara minciuni către populație, cu toate gurile de foc, și cu Antena 1, și cu Antena 3, și cu Antena 2, și cu Jurnalul Național, sigur că până la urmă populația devine manipulabilă. Drama românilor pleacă și din faptul că sunt intoxicați de dimineață până seara la dispoziția astfel de structuri. Există trusturi de presă, și aici vizez direct trustul intact, care mint populația de dimineață până seara. Dacă vă uitați pe niște focus grupuri făcute de sociologi, vei auzi la o bună parte din populație exact expresiile pe care le utilizează antenele. Inteligentă ca și campanie. Și uitați-vă cine o duce și acum. Antena 3, consecvent. Soția rezistă la asta? Rezistă că știe ce are acasă. S-a construit un sistem de încredere atât de puternic încât nu reușește nici gâlmea ăla de la antene, nici mai știu eu cine, să-l distrugă. Spuneați că n-ar fi singura instituție supusă loviturilor. Care ar mai fi celelalte instituții? Păi uitați-vă ce face Antena 3 cu CSM-ul și cu justiția. Spre exemplu. Televiziunea la care lucrați. Andreea Dumitrache, Antena 3, puteți să garantați că nu vor fi aceste scăderi? Acum. De unde sunteți? De la Antena 3. Ah. Explicabil. V-am dat răspunsul. Mulțumesc. Există un program mai dur decât ăsta pe care... Nu, nu. Secret? Asta intră în propaganda de tip bolșevic, să sperii. De fapt, foarte mulți au vrut să fie un eșec. România să intre în derapaj. Și știți foarte bine, au fost trusuri de presă care... Primul obiectiv a fost descurajarea populației. Eu știu când erau chemați oamenii în stradă de cele două televiziuni, ieșiți să-i răsturnăm, să-i... A fost condamnat Iacubov, a fost condamnat Vântu, a fost condamnat fostul ministru al agriculturii Mureșan, a fost condamnat Adrian Năstase și mulți alții urmează.